Ana, îți mulțumim pentru informații. Un incendiu devastator a izbucnit noaptea trecută la o hală din județul Alba. Clădirea în care se aflau sediul unei firme de curierat, un servis auto, precum și un depozit de electrocasnice, s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit cu 7 autospeciale pentru a stinge flăcările. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. Până în acest moment, pompierii nu au reușit încă să afle care este cauza incendiului.